Ești așezat confortabil, cu spatele drept, capul ridicat. Poți ține ochii deschiși. Atenția se întoarce în interior. Ești conștient de lumină, sunete și conștient de corp și de fii conștient de sinele adevărat. În conștiința ta este sinele, sufletul. Sinele adevărat percepe prin organele de simț. Vede, aude, ține-le adevărat, comunică, gândește. Observi gândurile care vin și treacă. Le poți acum lăsa să plece. Crezi gânduri în conștiință? Sunt suflet. Sufletul cugetă, reflectează. Înțelegi natura sufletului ca fiind una non-materială. Sufletul este spirit. Este distinct de lumea materială. Legile lumii spirituale sunt distincte de legile lumii fizice. Sufletul este guvernat de legi spirituale. Sufletul este etern. Mintea devine calmă. Sunt puține gânduri. Gânduri create în conștiință sunt suflet. Experimentezi liniște.
Sufletul este creatorul gândurilor, creatorul sentimentelor și al acțiunilor corpului. Sufletul aparține lumii spirituale. Și are capacitatea de a-și aminti lumea spirituală. Amintirea lumii de acasă reîmprospătează sufletul. Îi redă putere, îl energizează cu ochiul minții, poți vedea lumea spirituală. Casa sufletelor. În casa sufletelor, sufletul este fără corp, incorporal. Nu există concept de materie aici. Nu este nimic fizic. Experimentezi lumea de acasă ca și o lume de lumină. Lumina spirituală. Aici regăsești liniște, liniștea sufletească. Aici totul este în ordine. Totul este în pace. Nu există concept de violență sau supărare. Casa sufletelor este o lume eternă. Unde toate sufletele aparțin. Toate sunt locuitorii lumii sufletelor. Toate sufletele există mereu aici. Nimeni nu moare niciodată. Mintea este calmă. Gândurile sunt puține. Intelectul este concentrat pe forma sufletului în lumea de acasă. Aici sufletul este
într-o formă minusculă, ca și un punct. Sufletul radiază lumina spirituală. Și un punct radiant, ca o steluță minusculă, radiantă. Experimentezi lumina ta spirituală. Ești lumină. Ești spirit. Ești eter. Lumina ta spirituală atinge multe alte suflete. Dă semnalul. Ești un suflet. Ești în siguranță. Ești nemuritor. Percepe cum lumina ta spirituală se răspândește către multe, multe suflete. Aduce alinare și le ajută să-și regăsească pacea. Le dă o viziune a cine sunt cu adevărat. Lumina ta spirituală te călăuzește în viitor. Poți vedea clar. Cum sufletul rămâne un suveran al minții, rămâne în controlul organelor de simț. Există independent de corp. Rămâne fericit. Experimentezi clar distincția între suflet și corp. Sufletul este stăpânul. În această mentalitate poți să te întorci cu atenție la ceea ce ai de făcut pe parcursul zilei. Și poți interacționa, poți efectua sarcinile pe care le ai, activitățile, din conștiința sunt suflet. Și poți experimenta oricând lumea ta de acasă, casa sufletelor.
ești pace și rămâi pace.